În total, până acum au fost depuse 486 de cereri de înscriere în clasa 1 pentru copiii care nu au urmat clasa pregătitoare și pe care părinții vor să inscrie înscrie direct în clasa 1, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educației, remis agenției Mediafax. Cele mai multe cereri de aprobare au fost înregistrate în șudețele Caraș-Severin cu 38, Dolj 29 și Bacău 27, iar cele mai puține în șudețele Brăila, Olt și Satu Mare, câte două cereri, respectiv Tulcea, o cerere județul Sibiu nu a fost depusă nicio cerere. În urma analizei solicitărilor, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare în cursul zilei de joi aprobările necesare efectuării înscrierilor. Înscrierea efectivă a copiilor la școlile pentru care au optat se va face de către părinți la unitățile de învățământ. Potrivit metodologiei privind înscrierea în clasa 1 a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, în situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor depuse de părinți este mai mare decât numărul locurilor disponibile, înscrierea în clasa 1 se va face în perioada 11-16 martie 2016. Înscrierea se va face conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul școlar pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare în limita locurilor disponibile, având prioritate criteriul apartenenței la circumscripția școlară.